cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, capitolul 3, pagina Bibliei 1157, Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12 până la 17 și apoi voi mai citi și din Filipeni. Deci să ascultăm Coloseni 3, de la 12. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Dăm două pagini înapoi. Am spus în Filipeni, vreau să mai citesc tot din capitolul 3, începând cu versetul 4. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitoră a bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se caută prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, într-un cât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, da, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pinta pe care o aveți în noi. Amin. Ne oprim aici. Vă rog să vă reașezați. Vreau să vă binecuvintez și să-i mulțumesc lui Dumnezeu și mă bucur că suntem împreună în casa lui Dumnezeu și cred că fiecare dintre noi ne bucurăm și cred că m-aș fi bucurat mai mult dacă aș fi stat pe scaun să ascult, dar fiindcă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu despre Zaharia, că a ieșit la slujbă, la rândul cetei lui, ca să tămâie în templu, în seara aceasta mi-a căzut mie această slujbă, mi-a căzut mie această povară, dacă pot numi așa, dar doresc în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească. Doresc în seara aceasta ca cuvintele pe care le vom auzi să le împlinim în viața noastră, să fim, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, împlinitor cu fapta. M-am gândit la seara aceasta și la aceste momente, m-am frământat așa cum fiecare dintre noi facem și ne gândim, pentru că este o responsabilitate, cum spuneam de multe ori, și fiecare dintre noi o simțim. Și nu știu dacă altcineva ar dori să facă lucrul acesta în locul meu, probabil acum este târziu, nu s-a pregătit nimeni, dar așa cum am spus, doresc pentru că m-am rugat și simt că
și dumneavoastră vă rugați, chiar dacă poate nu toți, dar știu că vă rugați pentru ca Dumnezeu să vorbească și doresc ca Dumnezeu să vorbească. Amin. Am citit aceste două pasaje și în continuare vreau să aduc câteva gânduri și titlul acestui mesaj l-am numit Adevăratele valori. Dacă ne uităm în lumea aceasta și cu toții putem să vedem o deosebire între valori, lumea aceasta care nu cunoaște pe Dumnezeu, probabil dacă vom întreba pe cineva despre anumite valori, poate ne va spune un om are valoare atunci când are bani, un om are valoare atunci când are o situație bună, atunci când are o bună stare, atunci când este înălțat între oameni. Acestea sunt niște valori pe care le are, dar în seara aceasta doresc, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vedem adevăratele valori pe care Dumnezeu vrea să le avem sau pe care Dumnezeu dorește și vrea să ne le dea fiecare dintre noi. Dacă ne ducem cu gândul încă din grădina Edenului, când Dumnezeu a creat pe om, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a spus, după ce a făcut toate definitoare, toate a făcut cerul, pământul și așa cum știm, a spus, haidem să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dumnezeu este Cel care ne-a creat. El a pus niște valori în noi. Și valoarea cea mai, care o pot numi eu, atunci când, tot în Geneza, în capitolul 2, unde spune acolo că l-a făcut pe om și a suflat duc de viață în el. Este adevărat că dacă ne uităm la valorile pe care le-a pus Dumnezeu în fiecare om, eu cred că fiecare dintre noi oamenii, aici nu mă refer numai la cei credincioși, la copiii lui Dumnezeu, dar Dumnezeu în toți oamenii a pus anumite valori. În primul rând, Dumnezeu ne-a creat cu minte, cu rațiune. Putem să judecăm, putem să gândim. Dumnezeu a pus în noi anumite abilități sau anumite talente în fiecare dintre noi. Dumnezeu a pus frumusețe în noi. Eu cred și chiar mă gândeam la lucrul acesta, eu cred că toți oamenii sunt frumoși, într-un fel sau altul. Eu nu cred că nimeni este urât. Eu nu cred lucrul acesta pentru că dacă ne-a creat Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să creeze ceva urât. El este Cel care ne-a făcut pe fiecare dintre noi. Dar m-am gândit la aceste câteva lucruri, de exemplu la frumusețe și chiar mă gândeam. Sunt mulți oameni care fac din aceasta fac din aceasta ceva, sau întrebințează această frumusețe în scopuri personale, sau întrebințează această frumusețe în destrăbălare și așa mai departe. Sunt lucruri care se întâmplă și care sunt adevărate și care ne dor. Dar sunt lucruri care ar trebui să ne dea de gândit și să fim foarte atenți. Sau, de exemplu, sunt alții care Dumnezeu le-a dat poate o voce. Dacă ai voce, să-L lauzi pe Dumnezeu, să-i cânți lui. Sunt alții care nu cântă pentru slava lui Dumnezeu, chiar dacă au această valoare pusă de Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că noi n-am adus nimic cu noi în lume și nici nu vom lua. Așa că tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, suntem datorită lui Dumnezeu. Aș dori mai departe să vedem altceva, am amintit doar aceste câteva lucruri, sau ceea ce lumea, sau pe ceea ce lumea pune valoare. Noi trebuie să fim aceia care să vedem valoarea noastră sau să vedem valoarea noastră înaintea lui Dumnezeu, ceea ce spune Dumnezeu despre noi. Dacă Dumnezeu vede sau dacă Dumnezeu a pus o valoare în noi. Așa cum am spus, Dumnezeu a pus în noi sau ne-a făcut după chipul Lui, a pus în noi ceva din El. Și cum se reamintea și cum spune chiar în Eclesiastul, spune întoarce-te la Dumnezeu până nu se întoarce țărâna în țărână de unde a fost luată și sufletul la Dumnezeu care l-a dat. Deci noi pe pământul acesta suntem doar trecători, suntem doar călători. Dumnezeu a pus în noi un suflet, o suflare de viață care ne va cere înapoi. Datorită neascultării primului om, datorită păcatului acesta care l-am îngăduit în viața lui, s-a rupt această legătură dintre om și Dumnezeu, sau mai bine zis,
Această valoare a decăzut, această valoare a fost furată din om de către diavolul. Această valoare sau aceste valori le putem vedea și în pilda fiului risipitor din Luca, capitolul 15, acolo de la versetul 11, unde arată pilda fiului risipitor, unde spune că un om avea doi fii și cel mai tânăr a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere. Ce poate să însemne această parte de avere sau cum, ce ne putem închipui noi că ar fi această parte de avere pe care i-a dat tatăl și a risipit-o? Mă gândesc și cred că nu greșesc lucrul acesta. Aceste valori pe care le-a pus Dumnezeu în noi, aceasta este partea de moștenire, mă gândesc eu. Mă gândesc, așa cum am spus, la frumusețe, mă gândesc la mâini, la culoarele noastre, la abilitățile noastre. Și noi, datorită păcatului care a intrat în lume prin Adam, aceste mădulare, aceste valori, aceste calități pe care Dumnezeu le-a pus în noi, au fost furate, au fost luate. Am devenit vrăjmași al lui Dumnezeu, spune cuvântul, prin gândurile și faptele noastre rele. Am devenit vrăjmași al lui Dumnezeu. Dar ce minunat că avem un Dumnezeu plin de bunătate și plin de îndurare, care El s-a gândit la noi și a făcut un plan ca să ne recupereze, ca să ne mântuiască, ca să ne aducă din nou în această stare în care ne-a așezat El la început. Și mi-am notat câteva din valorile sau din adevăratele valori pe care trebuie să le avem. Și acestea le putem avea numai de la Domnul Iisus, numai de la Dumnezeu. Am citit în Filipeni și chiar așa începea textul din capitolul 3, versetul în Coloseni chiar așa am început astfel, dar ca niște aleși ale Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Mă gândesc la, și am numit eu aici și mi-am punctat o valoare, sfințenia. Sfințenia, așa cum spune și în Coloseni, dar am citit că astfel, dar ca niște aleși ale Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Și în 1 Petru, în capitolul 1, versetul 15, unde spune cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este sfânt și noi trebuie să fim sfinți. Că Cel este sfânt. Această valoare pe care Dumnezeu o pune în noi, atunci când noi venim înaintea Domnului Iisus, atunci când noi recunoaștem starea noastră în care suntem și putem să căpătăm această sfințenie pe care Dumnezeu o cere de la noi. O a doua valoare pe care am găsit-o aici este neprihănirea. Tot aici în Filipeni, în capitolul 3, versetul 9, unde spunea Apostolul Pavel despre neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Mai întâi de asta vreau să amintesc câteva lucruri despre Apostolul Pavel, pentru că acest text se leagă de celălalt când am vorbit despre adevăratele valori. Apostolul Pavel, așa cum am spus, în lumea aceasta sunt anumite valori în anumiți oameni și Apostolul Pavel era unul dintre oamenii cu valori. El care învățase la picioarele lui Gamaliel, el care era un fariseu, am citit aici, era evreu din evrei, tăiat împrejur în a opta zi. În ceea ce privește legea, spune el, fără prihană. Și mai jos spune că el vrea să fie găsit înaintea lui Dumnezeu, nu având o neprihănire pe care o dă legea. El o avea pe aceasta pentru că în vechime, când era legea, cel care împlinea legea era socotit neprihănit prin lege. El a putut să spună lucrul acesta, dar mai jos am văzut că reamintește și spune că toate aceste lucruri care pentru mine erau câștiguri, el probabil, după unele cercetări și după unele constatări, el ar fi putut să fie probabil ceva mare în timpul lui, pentru că era un om foarte învățat, dar spune el că toate aceste lucruri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Și acum dorea el să aibă sau să fie găsit înaintea lui Dumnezeu, nu având această neprihănire pe care o dă legea, ci neprihănirea care o dă Dumnezeu prin credință. Mă gândesc că un om, atunci când, și așa este,
căci noi suntem mântuiți sau neprihăniți sau îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu prin această lucrare pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Și în Coloseni, în capitolul 1, dacă vom citi, voi citi câteva versete, versetul 13, El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Versetul 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui, sfinți și fără prihană și fără vină. Deci am spus această valoare pe care Domnul Iisus a adus-o în dreptul nostru și dorește să ne dăruiască această neprihănire. El este soluția noastră pentru că noi am fost, așa cum am citit, străini, vrăjmași, prin gândurile, prin faptele noastre rele, datorită neascultării și datorită păcatului. Domnul Iisus a fost Cel care a murit pentru păcatele noastre ca să ne pună în această stare de neprihănire, în această stare de nevinovăție, în această stare de sfințenie, cum am spus, aceste două valori. Apoi, mai departe, Apostolul Pavel avea această dorință și spunea și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Cunoașterea Domnului Iisus, sau mai bine zis, atunci când Domnul Iisus este în noi, locuiește în viața noastră, aceasta ne dă valoare nouă. Deci este o valoare, Domnul Iisus însuși este o valoare în noi, în fiecare. Cum se poate face lucrul acesta? Apostolul Pavel spunea că am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Galateni 2:20. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Întrebarea se pune, trăiește Domnul Iisus în mine? Trăiește Domnul Iisus în tine? Tot aici, în Galateni, Apostolul Pavel, cu inima plină de durere, le spune acestor credincioși, acestei biserici, în capitolul 4, versetul 19, copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Avea această durere și așa cum se recita poezia foarte, această poezie care m-a mișcat foarte mult și despre Domnul Iisus, că de multe ori Domnul Iisus suferă probabil în dreptul nostru, datorită purtării noastre, datorită vorbirii noastre. Și Apostolul Pavel spunea, copilașii mei, pentru care iară simt dureri de naștere, până ce va lua Hristos chip în voi. Doresc din toată inima ca Domnul Iisus să locuiască în inimile noastre. El să crească, El să ia chip. Dar nu numai atât. El să crească, spunea Apostolul Pavel și spunea Ioan Botezătorul, eu să mă micșorez, iar El să crească. Aceasta este o valoare care o putem avea, însuși Domnul Iisus, care trebuie să locuiască în inima noastră. Trebuie să ne conducă viața noastră. Atunci putem avea valoare înaintea lui Dumnezeu, când îl avem pe însuși Domnul Iisus în viața noastră. Apoi, o altă valoare pe care am găsit-o și despre care ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și aici, în Coloseni, în primul text, ne-am citit despre îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Apoi mai jos, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea. Versetul 15, pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să-L puteți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și toate acestea eu le-am localizat într-un singur cuvânt. Pentru că dacă deschidem în Galateni, putem să ne dăm seama că aceasta face parte din roada Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, nu sunt chiar toate aici, m-am uitat, dar majoritatea le găsim aici. Îndelungă răbdare, bunătatea, blândețea, dragostea, pacea. Se vorbea despre dragoste. Acestea le-am numit, sau aceasta este roada Duhului Sfânt și o valoare pe care Domnul Iisus, pe care Dumnezeu o pune în noi și vrea să o pune, este Duhul Sfânt. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Și voi nu mai sunteți
Cred că o să găsesc versetul acesta în Romani. Romani 8, capitolul 8, versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Deci nu, noi nu mai suntem pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, în fiecare dintre noi. Cum se poate face lucrul acesta? Domnul Iisus spunea, înainte să pătimească, înainte să meargă la cruce, să moară pentru noi, le-a dat multe sfaturi ucenicilor. În Ioan găsim în mod deosebit lucrul acesta și la un moment dat Domnul Iisus spune: v-am spus aceste lucruri, dar întristarea m-a cuprins inima, dar vă este de folos să mă duc, pentru că voi trimite Duhul Sfânt. Acest Mângâietor care va fi cu voi, care va fi în voi, care vă va învăța toate lucrurile, care vă va aduce aminte de lucrurile pe care le-ați învățat și pe care le știți. De asemenea, cum se citea chiar la început, de către fratele Nel din Ioel: în zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Apoi, dacă ne uităm cu atenție în Efeseni, cred, în 1:13, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El. Deci noi, când am auzit, toți aceia care au auzit și au crezut în El, spune în continuare cuvântul, și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Este o valoare pe care noi o putem avea, fiecare dintre noi. Și această valoare numai Dumnezeu ne-o poate da. Avem noi acest Duh Sfânt. Avem noi această călăuzire cu noi și în noi, în fiecare zi. O altă întrebare. Umblăm noi călăuziți? Suntem noi atenți la șoapta Duhului Sfânt? Așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu atunci când s-a descoperit Ilie într-un susur blând și subțire. Acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu vine și ne șoptește, ne îndrumă, ne învață. Dar noi trebuie să fim foarte atenți, să luăm bine seama la această voce, la acest Duh care ne călăuzește. Apoi, încă o valoare pe care trebuie să o avem și Dumnezeu dorește să o avem fiecare dintre noi. Am citit în Coloseni, versetul 16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. M-am gândit la cuvântul lui Dumnezeu, care este o valoare. Și m-am dus cu gândul în pilda comorii ascunse, unde Domnul Iisus spune în Matei 13:44, că un om, Împărăția lui Dumnezeu, se aseamănă cu un om care caută o pomoară. Se aseamănă cu o pomoară într-o țară. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce să vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Această pomoară, cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este o valoare, o pomoară. Dar dacă noi am descoperit-o și nu dăm tot pentru ea ca să o avem, și nu o citim, și nu ne hrănim cu ea, această Scriptură, acest cuvânt al lui Dumnezeu, cred că nu are nicio valoare pentru noi, pentru că nu o citim, pentru că nu o întrebuințăm. O valoare, ca să aibă cu adevărat valoare în viața noastră, este numai atunci când beneficiem de ea. Așa cum am spus, aceste 5 valori le-am găsit eu din cuvântul lui Dumnezeu. Am spus, în primul rând, neprihănirea, pe care numai Dumnezeu, Domnul Iisus, ne-o poate da, pentru că El a murit pentru noi. Apoi, sfințirea. Dumnezeu dorește să fim sfinți și ne-a pus într-o stare de sfânt. Biserica Domnului Iisus este sfântă. Trupul Lui este sfânt. Apoi am spus despre Domnul Iisus în viața noastră, că e o valoare, despre Duhul Sfânt, că e o valoare, și despre Cuvântul lui Dumnezeu, că este o valoare. În seara aceasta am auzit despre aceste lucruri. Ce să facem cu aceste valori? Le avem fiecare dintre noi. Avem noi, sau dacă le avem, unele dintre ele, și nu le avem toate, trebuie să le avem toate. Și dacă le avem, trebuie să păstrăm aceste lucruri. Trebuie să fim foarte atenți. O valoare, când avem o valoare, orice, ceva de valoare, așa este că ținem la acel lucru, mai ales când ne facem cadouri și avem ceva de valoare, o bijuterie, probabil, sau un lucru scump. Așa este că ținem la El și suntem foarte atenți. Dacă avem aceste valori, sau dacă
Eu mi-am notat aici cunoștința sau auzirea acestor lucruri egal teorie. Deci, atunci când noi primim informații, atunci când noi auzim aceste lucruri, este numai o parte, adică teoria. Și practica, practica de fiecare zi, aceasta dă valoare. Am scris, mi-am notat aici, cunoștință egal teorie. Practică egal valoare. Dacă vrem ca Cuvântul lui Dumnezeu să aibă valoare în inima noastră, trebuie să-L punem în practică. Trebuie să beneficiem de acest Cuvânt. Se spunea și se, cred că joi seara se amintea despre izvoare. Dacă vrem să, și izvoarele sunt lângă noi, dacă vrem să ne adăpăm, trebuie să întindem mâna să luăm. Dacă vrem să ne săturăm setea, trebuie să bem din aceste izvoare. Dacă vrem ca Cuvântul lui Dumnezeu să aibă valoare în viața noastră și să ne dea valoare nouă, trebuie să-L citim, trebuie să-L mâncăm, spune, și găsim această expresie în Cuvântul lui Dumnezeu și în Vechiul Testament și în Noul Testament, când spunea, cred că în Apocalipsa și în unul din proroci, ia cartea aceasta și mănâncă-o. Ea va fi amară în gura ta, dar după aia îți va aduce alinare, îți va aduce acea dulceață, îți va aduce vindecare. Aș dori, în încheiere, să aduc înaintea noastră o istorioară pe care am auzit-o de mult și probabil poate o știți și dumneavoastră sau unii nu știți, o veți auzi. Se spune despre un om înțelept, un om cu multă pregătire, un om cultivat din toate punctele de vedere, era într-o călătorie cu o barcă și stătea de vorbă cu cârmaciul, cu cel ce conducea barca. Omul acesta, un om simplu, un om care nu știa altceva decât lucrul acesta să-l facă. Și stând de vorbă, acest om înțelept, acest domn, îl întreabă. Știi ceva despre matematică? Știi anumite ecuații, anumite teoreme? Nu, nu știu asta, nu știu. Și atunci acest om îi spune, ți-ai pierdut o parte din viață. El spunea, ți-ai pierdut un sfert din viață fără niciun folos. Apoi îl întreabă de filozofie, îl întreabă de istorie și așa mai departe. Și omul acesta nu știa, nu știa din acestea nimic. El atâta știa să-și facă meseria lui. La un moment dat, se pornește o furtună, un vânt puternic, și acea corabie, acea barcă a fost amenințată de pericol. Și atunci acest om simplu, acest cârmaș, acest, așa cum erau și ucenicii, niște pescari, îi spune acestui om, dar dumneata, în această situație, știi să înnoți, pentru că suntem în primejdie și dacă se va scufunda această corabie, această barcă, noi va trebui să înnotăm. Și atunci el spune, eu nu știu să înnot. Zice, dumneata, ți-ai pierdut toată viața. Eu probabil mi-am pierdut 50 sau 70% pentru că nu știu anumite lucruri, dar dumneata ți-ai pierdut toată viața. Așa și noi și vreau să ne dăm seama că dacă nu cunoaștem sau dacă nu avem adevăratele valori în noi, ne pierdem viața, ne pierdem și ne irosim timpul pe pământul acesta degeaba. Spunea Cuvântul lui Dumnezeu și tot în Eclesiastru că va veni o vreme când Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Fie bine, fie rău, cu privire la tot ce este ascuns. Și atunci, ce vom putea face înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu ne-a dăruit și avem la îndemână aceste valori pe care Domnul Iisus le-a adus și ne le dăruiește cu preț de sânge. El a plătit un preț pentru asta, ca noi să fim neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ca noi să fim sfinți, ca noi să trăim cu El, împreună cu El, ca Duhul Sfânt să locuiască în noi, ca Cuvântul lui să locuiască în noi. În felul acesta spunea și în felul acesta sfătuiți-vă, îndemnați-vă cu psalm, cu cântări de laudă. Noi dacă nu știm un psalm, când ne întâlnim, cum putem să ne sfătuim cu psalm dacă nu cunoaștem un psalm, dacă nu cunoaștem un verset, dacă nu cunoaștem o pildă, o întâmplare din viața Domnului Iisus, din Scriptură. Haideți, dorința mea este ca toate aceste valori pe care Dumnezeu, Domnul Iisus dorește să ne le dea, să le primim din mâna Lui și dacă le avem, să beneficiem de ele, să ținem la ele, cum spunea Cuvântul lui Dumnezeu, unei biserici, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și apoi, când Domnul Iisus va cere socoteală, pentru că mă gândesc că aceste valori este ca și acel om care a primit, sau ca acea pildă unde stăpânul a încredințat toată bogăția, toată această valoare unor robi
Și spune acolo despre unul care a încredințat 5 talanți, voi și unul. Și cel care a încredințat un talant era și aceea o valoare, dar omul acela n-a făcut nimic, a ascuns-o și a lăsat-o acolo. Dumnezeu l-a judecat aspru pentru asta și a trebuit să-și primească răsplata. Aș dori dacă cineva dintre noi, nu știu, dacă cineva nu are această legătură cu Dumnezeu, nu și-a dat seama că datorită neascultării și păcatului este despărțit de Dumnezeu. În seara aceasta Dumnezeu face din nou această chemare și a făcut-o și prin cântări și am auzit și prin poezie și auzim și prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrem să avem valoare în ochii lui Dumnezeu, dacă vrem ca atunci când se va termina călătoria pe Pământul acesta să fim împreună cu Dumnezeu, trebuie să avem aceste valori în noi și probabil mai sunt și altele, dacă vom căuta cu siguranță, sunt multe valori care Dumnezeu vrea să ne le dăruiască și pe care noi trebuie să le avem. Doresc ca plecând din locul acesta, pentru că aici fiecare dintre noi ascultăm, suntem atenți, dar lupta care se dă cu fiecare dintre noi, în fiecare zi, este ieșind din locul acesta. Atunci când suntem numai noi singuri, atunci când suntem înconjurați de ispite, atunci când suntem înconjurați de cel rău cu neachimile Lui, atunci se vede valoarea noastră, atunci se vede calitatea noastră, atunci când suntem la probă. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și dacă Dumnezeu ne-a încredințat o valoare, să ținem la ea. Și dacă Dumnezeu ne-a dăruit un talent, un dar, să facem ceva cu El. Pentru că chiar Duhul Sfânt a spus că trebuie să locuiască și este o valoare. Acest Duh Sfânt are și darul pentru fiecare dintre noi. Noi trebuie doar să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu ne poate binecuvânta. Amin.